Am făcut exercițiu în felul ăsta. Se fascină. Voilà. Et toujours, votre oreille inversée, ouvrir, de manière à avoir une raison de ramener la main. Parce que si je fais ceci, je fais ça, cette main ne fait rien. Tandis que si je fais ici, voilà, je vais prendre mes lèvres et je les sors. Hein. Voilà. Après, je vais passer. Și eu să pot să fiu în stare să-i prind ocaziile care mi le oferă. C'est pas un ordre qui bougera pas. Je peux faire les verres, je peux faire 1, 2, 3, 4. Hein? Il suffira que je sois placé pour le faire. Alors on va commencer. Facile. 1, 2, 3, 4. Allez. Je ne veux jamais être en retard. Il ne faut pas être en retard. Il faut être dans l'action et suivre le partenaire. Deci problema este că putem să ne grăbim oricât că dacă n-am plecat la timp, nu ajungem niciodată la timp. Deci trebuie să fim pe fază și să plecăm când trebuie. Nu să ne grăbim după aceea. Donc, si je prends l'ascendant sur mon partenaire, il va être toujours obligé de se défendre. Deci el, la partener, trebuie să se apere. S'il va arriver à m'en rattraper, il va falloir d'abord qu'il augmente sa défense et qu'il augmente son attaque, et c'est très difficile. Donc on va travailler un kata qui permet de voir les choses d'une certaine manière. Je vais attaquer Tsuki. Voilà. Là, il faut que, c'est normal, il se défende. Mais il faut que sa défense soit proportionnelle au risque du bâton. Permite să vedem faptul că dacă partenerul nu e pe fază, el se încurcă și trebuie să grăbească. Deci, prima oară este exercițiul 2 din Mutsuki și el trebuie să se apere, cum ați spus. Pentru mine, dacă je vais attaquer, je compte sur sa défense pour pouvoir faire une autre attaque.
candidat, je défends de ce morceau, de ce côté, mais moi, je de partea de sus a văzut și de fapt ești de singur... Ça veut dire que chaque fois qu'il va taper mon bâton, il va le pousser d'un côté, moi je vais m'en servir pour attaquer. Hein? Alors on va le faire doucement. Alors premier temps. Vous avez vu, il est en défense, il recule tout le temps. Alors, en général, dans les arts martiaux, on ne recule pas. Mais il y a des moments où il faut prendre ses distances. Et puis on ne peut pas toujours prendre ses distances en avançant, donc on les prend en reculant. Hein? Et c'est un kata, il faut le faire sous forme de kata. Parce qu'après, sur chaque attaque, il y aura 10 nouvelles attaques. Là, on fait 8 frappes, mais en réalité, si vous étudiez pas, il y en aura 80 frappes. Ça, c'est une base qu'il faut garder dans sa mémoire et que l'on ressort de temps en temps. Donc, c'est un exercice de base qui peut avoir 60 de variantes, mais peut être fait avec 60 de variantes, mais il faut le retenir comme vous l'avez vu, et avec une particularité que toute la vreme, celui qui se apare se retrage, chose que j'ai obligé dans les artes martiales, mais dans ce cas-là, ça se fait comme ça. Le partenaire, il est là. Hein. Et pour moi, il faut que j'attaque jusque-là, parce que je suis sûr de prendre ma liberté. Il ne faut pas que j'attaque ici, demain, c'est pas bon. Următorul atac se adresează poziției viitoare a partenerului. Allez, on se met par deux. Vous faites attention. Je passe premier. Le roi, tu sais, mergem en continuare, en continuare. Comme je viens de défense, je suis de là, et c'est de là. Je suis là, je vais passer. Thank you.
Ça peut être adevărat și la ce treaba asta e puțin mai greu să se întâmple.
de cele mai multe ori el a căzut pentru că s-a dat singur ca să scape de durere și de fapt ca să, să scape din... Și atunci zice, credea că l-a trântit, dar ce nu l-a trântit? De fapt, ăla tocmai a scăpat. Domnul, eu, la pana la inițiativă, îi simt că je vais faire contre gâchis, il ne peut pas s'en sortir. Y a la reacción de la partición, ¿no?
fonction de ce qu'il va faire. Regardez, quand il est là, ne bougez pas. Quand il est placé, il n'a qu'à passer ici, c'est fini. Bon. Je n'ai pas besoin de faire autre chose, et ça, c'est un contrôle. Maintenant, je vais le faire se lever. Ah. Voilà. Mais le temps qu'il se relève, on va commencer. Et je vous le lasse, s'il vous plaît. Allez, pour tout le monde, allons-y. On va voir le chemin. Thank you.
zice așa. Pentru propriul lui bine, nu trebuie să apuce cu mâinile în felul ăsta. Și la urmă oameni că după primite. Să vedem câteva lucruri posibile. Dacă dă drumul la mâna asta. Il est souple parce que le partenaire, s'il se contracte, je lui fais mal, et plus je lui fais mal, plus il se contracte, et on n'arrive pas à faire le bon travail.
pe baton, la lucrarea era în mână. Acum să facem și cu mâna goală ce am făcut cu baton. Și la fel de fapt, se bucur, și pot și atunci. Și la mâna mea, la mâna mea, oameni. Să la mai și cu tașelor la copii. Important e să studiez și să găsesc, să mișlușesc felul, adică modul de a intra. La mine se cămerea în moară. Voilà. Je suis sa main et je passe. Ce pour vous, ce bras, c'est le bâton. Brațul ăla este, îl putem considera ca și când ar fi pastor. Nu vreți să vorbim o tehnică la dosul și o regrete și o epagășeu. Nu faci și te. E, trebuie considera că la această poziție, eu pot tape la într-o genu, tape la într-o genu, etc. Nu știu ce m-interesă, nu? Ce m-interesă, eu mă vezi și voilà. Dacă mă cobor puțin, el mă urmează și continui cu astfel. Da. Voilà. Je cherche pas à le jeter là-bas, non. Deci nu trebuie să se arunc de parte. Jos. Dacă am nevoie de forță. Et après, moi, je vais travailler avec le déplacement de notre partenaire qui vient saisir cette main. Voilà. Je continue, je crois que, en fonction de ce, comment réagit le partenaire, dacă vine coace, dacă duce acolo, diverse variante de cercetările alea care... Allez, à vous. Je passe tomber mon partenaire dans un trou. Et si je ne fais pas le trou, vous savez, il y a... Vous mettez le bandeau sur les yeux. Deci dacă ideea este că atunci când ajungem în poziția asta care o tot frecăm aici de început și care urmează să aibă diverse alte continuări, deci trebuie să dezechilibrăm, să-i creăm golul, gaura în care să cadă. Deci, și dacă ne legăm la ori, de exemplu, un pomene de aia cu una de zarbă, chaque fois que vous arrivez à la zarbă, vous faites un geste, c'est instinctif, parce que ceva înseamnă că nu pot să-l trântesc. Nu e, nu are o gaură la dispoziție. Nu i-am făcut rost de gol. Thank you.
lever ou baisser. Vous pouvez faire un peu de qualité pour ses partenaires. Qu'ils soient prêts pour qu'ils puissent faire quelque chose. Același lucru. Și așa mă bator. Iată, mâna aia este bastonul. Cu cât o duc mai sus spre cer, cu atât ai mai ușor să-i... s'est placé et j'ai continué ma technique. À mesure qu'il arrive, cette main-ci.
femme, elle va rentrer comme ça, hein, elle va rentrer, voilà, pour sortir le partenaire de devant, voilà. Hein? Et plus il va avancer, et plus vous allez pouvoir réussir votre technique. Donc, lorsque vous amenez votre partenaire, simplement, mais pas avec sa part, et nous, là, là où vous voulez, pas nécessaire. Ça sert à rien comme taper, taper. Voilà. Parce que sa tête, elle n'est pas contrôlée. Hein? Alors si on prend cette habitude de ne pas penser que le bouquet est là et qu'il va se faire mal, ça se passera tout le reste de la carrière mal. Hein? Ça c'est comme l'apprenti, s'il ne sait pas approcher un tout au bout de 3 mois, hein, il ne pourra pas le faire. Deci dacă face mișcarea asta și constatăm, iată că în continuare, dacă i-am pus vârful bochelului în gât, el nu mai poate să facă nimic, dacă intră singur cu gâtul în sălțeavă, zice, dacă căpătăm această deprindere și ne imaginăm mereu că am avea un bochel cea mai parte, restul carierei o să ne comportăm cum să cadă. Domn, moi ce m'interesse, c'est que le partenaire attaque, et voilà, et allez là. Jusque-là, je n'ai pas touché. Mais là, ça va être difficile pour nous attaquer. Parce que s'il attaque, regardez, s'il go. Chaque fois qu'il aura un bouquet à la main, il n'est pas question qu'il pense le partenaire, je ne veux pas le toucher. Non, le partenaire, lui, il doit faire le nécessaire, c'est-à-dire esquiver, se déséquilibrer, et vous travaillez honnête, pour que ça soit honnête. Allons-y. Je suis ici. Maintenant, vous aurez. Maintenant, il faut qu'il me reste un peu de qui, de manière à pouvoir le déséquilibrer. Ca să îl pot și dezechilibra, deci nu merg la capăt de cursă când sunt cu bochelul întins acolo. Domn, am vă apărere. Ceci, imobilizația. Imobilizația, e păcat a fie imobilizat. Această parte întâia este imobilizarea, fixarea lumea, deci era mai poate să facă nimic apare. Mentă la dezechilibru e șut. Projecțion. Mai apăs. Partea a doua și cade. La avem bochel, eu am o imobilizație, o proiecție. Și tu. Hai să se pun dintr-o poziție cu o sonă, il faut bien controler le partenaire et pas lui donner l'occasion d'avoir la tête comme ça, pas sur la tête, voilà. En disant, je ne veux pas lui faire mal, mais lui, là, il va me toucher, lui, là. Et ça, il ne faut pas que ça se produise. Hein? Donc, lorsque j'avance, voilà. Deci dacă nu ești corect, bine, cinstit, ca și când atingi și așa mai departe, nu se poate face. Deci dacă ăla poate să-și ducă capul înainte, să-și îndoaie gâtul, nu este exercițiu cum trebuie. Trebuie
ça ma première esquive. Voilà. De l'élan et de la quille pour continuer à faire quelque chose. Hein? Ici, en rentrant, pyrimide. Voilà. C'est la gueule de voilà. Et là, je me retrouve pareil. Ça, c'est immobilisation. Il y a partea aceea, immobilizarea la această a doua tehnică. Protection. Comme ton lit, sache ce qu'il doit faire, ce qu'il doit le faire pour se garantir, pour se défendre et pour attaquer. Deci, la început, studiem mișcările, trebuie să învățăm mișcările în felul ăsta și să marcăm și să ne dăm seama când avem de a face cu această imobilizare, când îl gândesc, când îl gândesc. Alors, în general, dans les arts martiaux, il n'y a pas de gaucher. În artele marțiale nu există, nu are voie să existe stângaci. Toți trebuie să fie dreptați. Bon, mais pour le katana, pour le gâteau, il peut y avoir un gaucher. Mais lorsqu'on travaille en arts martiaux, c'est-à-dire le boquet pour le katana, pour le bateau, il y a toujours un droit de mais il y a des équipes qui peuvent avoir un gaucher. Je sais que mai sunt și excepții, dar alea sunt excepții. Si vous voulez, vous comme ça. On va le faire très très lentement. On s'ouvre les portes, et après on prend de la vitesse, on fait une vitesse normale. Et chacun a confiance au partenaire, parce qu'il sait qu'il va faire le nécessaire, et qu'il va esquiver. Si je pique, au contraire, il ne va pas se dire, il ne va pas le faire, non. Si je pique, il faut piquer. Il esquive.
demain au bouquet. Donc pour pouvoir réaliser une technique ou de contrôle ou de production, il va falloir que je travaille en fonction de mon partenaire. Il attrape les deux mains. Voilà. Ici. Le plus facile pour moi, ça fait de la main au sol comme ça. Ça, c'est la pureté. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et c'est pas concret. C'est difficile. Donc, on va prendre plusieurs paliers. Voilà. Et je vais chercher la facilité. C'est le plus facile. Mais il faut travailler parce qu'à partir du moment où on apprend des choses faciles, on peut se permettre après d'aller au-delà. Il ne faut jamais commencer par le plus difficile. Hein? Allons-y. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher à ce que mon bouquet s'adapte bien comme il faut venir à l'heure, il passe tout seul. Voilà. Et je l'amène ici. Maintenant, je vais plier. Voilà, c'est ça. Donc, la première chose à apprendre est à la fin. Un, deux, trois. Voilà. Ça, lui, il est écoute et moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je pourrais me servir à mon bouquin. Pas nécessaire de contrôler. Là, je travaille de la technique. Deci, dorește să lucrăm suplu și să facem gesturi frumoase, să studiem mișcări și cât mai frumoase, cât mai rotunde, folosind ochiul. Deci, ne-a arătat și n-am avut ocazia. Pentru cei care au, sunt trei feluri de avocado. Asta este primul fel, cu cele două mâini pe mâna lui, al doilea fel era cu mâna, a avut mâna și cu mâna mânerul și al treilea cu amândouă două mâini de a avut mânerul ochel. Prima exercițiul ăsta îl facem, observați să mișcă și din corp și din mâini, însă suplu, amândoi trebuie să fiți, da? Comment j'ai chez moi de savoir ce que je fais.
poate face totdeauna să începem să lucrăm, să-i lucrăm mâinile sau așa, dar zice, nu e același lucru. Aia, pe care de la limboara, îi forța, să fie dată din, vede, am părut în moa, de boche, de boche. Deci iată așa. Este felul al doilea de apucare posibil, deci cu o mână pe mânerul săbii și una pe mâna lui. Ca și când așa să-i dau... Alors, on va parler un petit peu parce que ça paraît invraisemblable, on va parler des athémies. Acum se spune câteva vorbe despre teoria athémiului. Si je lui donne un athémie au menton, dacă îi dau... ce va se produire? Il va se mêler vers l'arrière, lui il va revenir vers l'avant. Dacă îi dau o lovitură spre barbă, el se retrage okay. Instinctiv, dar acțion, după aia revine. Il faut toujours penser que le partenaire va revenir à sa position normale. Lui, là, depuis toute sa vie, il a une position et il va toujours la prendre. Cette position. À moins qu'il soit inerte, il ne pourra plus. Deci dacă trebuie să ne închipuim că el își revine în poziția normală, decât sigur dacă leșină sau mai știu eu ce, deci dacă îi dau un burtă, își retrage burta, dar dacă îi dau un cap, o lovitură, se retrage, dar după aia revine la orizontală, la verticală. Da, am luat. Si vous voulez, revenir et travailler comme ça. On va travailler sur ceci. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Mon bras, la technique sera la même. Mon bras va changer la position de mon corps. Atenir. Et là. Să facem în continuare exercițiul ăsta compus din acești trei timp. Trebuie să-l trântesc, dar eu să rămân stabil și echilibrat, să nu mă de... Cerce a fără o tehnică. Jovi, avec une position de corps. E un bon echilibru. Are vit, va crea de travail și deci nu, 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 nu lucrați repede ca să facem, să dăm rator. Deci prinderea e totuși prinderea numărul 1. Am în două mâinile de mâna lui. În care el apucă, adversarul apucă cu o singură mână și în care eu valorific ține ideea de acțiune și de reacțiune din partea lui. Deci nu e nevoie să-l dăm pe cap. Pentru că si je vais trop loin,
deci trebuie să am grijă să stau aproape de el, că dacă sunt prea departe, să întâmplă ce ați văzut. Apoi,